Unul din proiectele votate azi de consilierii județeni în cadrul unei ședințe extraordinare se referă la stabilirea prețurilor medii la produsele agricole care vor fi practicate în anul 2016 în vederea evaluării veniturilor obținute din arendă de către proprietarii de terenuri în cazurile în care arenda se exprimă în natură. Așadar, prețurile medii la câteva din produsele agricole care vor fi practicate în anul 2016 în județul Sălaj sunt grâu 0,5 lei pe kilogram, porumb 0,4 lei pe kilogram, cartofi 0,7 lei pe kilogram, ouă 0,3 lei pe bucată. Acest proiect de hotărâre transpune reglementările legale ce prevăd necesitatea evaluării acestor venituri pe baza prețurilor medii ale produselor agricole propuse de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, în acest caz Direcția pentru Agricultură a județului Sălaj, și stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean.